Lasă să nu vină, lasă să fie el acolo în pace lui Dumnezeu. Lasă, lasă, momentan nu vreau. Refuz. Aici sigur e ceva, ce acolo? Aici e cu Doamne, Doamne. Bă, v-am zis, nu, aici a fost, bă, v-ați văzut, nu? Ați văzut, nu? Aici e cu lucruri necurate. Bă, ați văzut mai devreme, era. Să nu ziceți că sunt nebun. Bine, mă, că și tu ai nevoie de o cheie, mă, jur. Toate chestiile din casă, din hotelul ăsta, momentan, au nevoie de o cheie. Să chinui un mini comics? Ha? Stai, Zoli. Stai să mai citesc o dată. Dacă reușesc să chinui un mini comics... Bă, nu chinui mini comics-ul, mă, nu. Nu chinui. Ana mea, stai la casă? Bă, Zoli. Mă, dacă stai la casă și ai beci, bă, nu vreau să vin la beci la tine și să văd acolo benzile desenate, știi, puse acolo plins în lanțul, știi, și tu cu biciu și să le chinui, știi? Cum adică, mă, să chinui banda mie? Păi, nu chinui benzi desenate. Hashtag. Apa, man, lo-fi. Așa, și eu când merg pe stradă, așa am impresia că merg pe stradă, știi, și toată lumea se uită la mine. Yo, trece Gabi! Toată lumea mă salută și eu pe acolo. Like a bad mofo, știi, din alea așa. The no feels like hentai plot. Ah, nu știu, Space pare ce hentai plot. Nu mă bag. Eu am venit aici fix pentru atmosfera de beat. No, uite bă, un om. A man of culture. Normal, așa. De-aia e și bine, se ia bine, acum, na, că-s papă și toate. Dar așa e bine, mă, câteodată facem un live din ăla în care, bine, nu trebuie să vadă lumea. Intri pe live cu un kill de țuică din aia de cea mai prostă calitate la bord, știi? Poate-și dă seama lumea după ochi, că băiatul ăla nu prea așa. Și aia, purtăm așa o discuție, o seară în alea dume, ce se întâmplă acolo să rămână, știi? Și va fi un live din ăla memorabil, adică la modul în care după ce ei, a doua zi trecut la private, dar nu trebuie să rămână în analele internetului să aibă lumea acces, că nu. Vreau după aia să mă trezesc cu poliția, așa, după aia a doua zi mă vedeți la știrile de la ora 5. Băiatul ăsta care încerca să facă cu benzi desenate, să vedeți ce a zis pe live, știi? Ce monstru, ce monstruozitate, știi? Și și o să fiu, dar știi, free speech, că sunt într-o țară democrată. Și după aia, lasă băiatul, că tu ai dat-o pe rasism, ai dat-o pe dume din alea în care trebuie să te duci la psihiatrie. Și eu, bă, free speech, știi, nu? Aia zic, nu trebuie să zici tot mereu ce ai în capul tău. Lasă, nebunia trebuie să rămână acolo sus. Păi, Covalev, frumos. Covalev l-a văzut pe băiatul ăsta că vine cu cuțătul la el. El a zis, orili băiatul, vii cu cuțătul la mine. Așa, Covalev a venit. I-a dat întâi așa un picior, zic că i-a dat în genunchi. Sau nu? Nu. L-a lovit în piept. L-a dat pe ăsta jos. A scăpat la cuțitul lui Rambo. Pentru că ăsta e cuțitul lui Rambo. Dacă se poate observa, înțelegi? Asta e cuțitul lui Rambo, băiți. Așa, Covalev a luat cuțitul de jos și a zis, joc's on you, băiatul, how the turntables. Și a băgat cuțitul în față frumos, aute, mă, ce i-a dat, cuțit, a... Ia uite cum intră, mă, ia uite. Damn! Ce a făcut la băiatul ăsta, ia uite, mă, cum i-a... Bă, sincer, îmi place mecanica. Că am găsit un site cu aceeași colecție, doar că în altă limbă. Băi, Iusti, nu știu, pot să jur și eu că am găsit un site. Care niște băieți. Ziceau că dacă le dai niște bani și poza cuiva, se vor ocupa în câteva zile. Nu o questions-ask. Nu afli detalii, când, la ce oră și cum se va întâmpla. Și plata se face în Bitcoin. O fi pe bune, o fi fake. O fi pentru proști care pun botul și să le dea niște bani la unii. Deci, uite un an nou, man, că n-am are testat. Are ceva cap, am pus doar două monede. Monetele? Ce facem cu ele? Și la cât timp se renovează?
What? Hold up, băieți, hold up. Monetele, ce facem cu ele și la cât timp se renovează? Și cât se ține în casă acest ritual și după aceea... Bă, bun, hai că încerc să pun eu diacriticele mintea drept. Și cât se ține în casă, bănuiesc, asta a pus î din a la început, în fine. În casă acest ritual și după aceea când se strică usturoi, ce facem cu el? Unde îl putem arunca? Vă mulțumesc. La gunoi, în pui, nu l-am pus la arunci. Cât de mult ține usturoiul, se va usca? Când doriți, puteți îngropa totul sau să aruncați undeva în natură. Mulțumesc mult. A funcționat la cinema? La cinema? Uite bă, uite, în sfârșit o întrebare pertinentă. A funcționat la cineva? Cum funcționează? Nu tu semn de întrebare nimica. Aici e unul care... Monazele, ori de care să fie, să nu contează, mulțumesc. Că da, țipă ură, știi? Adică, bă, contează tipul de monezi? Sau de monazele? Că, așa. Oricare. Nu-i face pe băieți. Văd aici un booby trap. Eventual să-i mai atrag pe ei. Și să nu cad eu ca bou. Yes, înțeleg ce spui. Octavian, ce e mizeria asta de joc? Băi, Octavian, mizeria asta de joc este unul dintre cele mai faine jocuri posibile care a fost inventată de către om. Este un joc în care cu cât îl joci mai mult, cu atât îți crește nivelul de testosteron, îți crește părul pe piept. Este jocul ăla care când te culci noaptea în continuare te gândești numai la violență și vrei să mă celărești în stânga, în dreapta și câteodată încep să crezi că genocidul, bă, e doar un cuvânt, nu e chiar așa de rău, în anumite puncte de vedere. Summer fun, right? Apparently, summer is not quite... Nu zic că te gândești la ce cred eu că vrei să faci, că... Don't go skinny dipping, man. Ok. Nu, nu, n-aș nota un lac noaptea, că... Jur, mă, că ăștia unii și-o caută, mă. Unii și-o caută, știi? Și cumva cred că pe aici mici și nu iar băiatul ăla, știi? Sau alte chestii. Bă, sunt sau nu perspicac? Am văzut multe filme horror și jucat multe jocuri horror la viața mea ca să pot să-mi dau seama că aia... Man, jur, mă, că unii de ăștia merită să moară, mă. They are so stupid, man. M-a zis, poți să-i strangulez cu coarda unui telefon wireless, știi? Adică la care mă și m-am certat de multe ori și sper vreodată în viața să nu ajung să mă bat. Când dau de gibonie aia și giboanele, în special multe giboane, care te duci la un supermarket, știi? Și vezi că se duce cu coșul în mașină și pune cumpărături în mașină, pe aia ceap de să plece. Și la un... de multe ori mă puneam cu mașina în spatele lor să-mi plece. Că știi că vreau să ies. Eu o să-ți dau drumul să ieși. Știi? Tu întâi oprește mașina, dă-te jos, ia coșul și du-l înapoi. Dar de ce? Uite așa, că vreau eu, că sunt șmecher. Cum adică? Ți se pare normal să lași un coș de cumpărături așa alandala prin parcare, că ție ți-e lene să-l duci 30 de metri? Că mă, man, adică asta mie îmi denotă că dacă tu, ca om, nu ești în stare să-ți duci coșul de cumpărături când te duci la supermarket și îți lași cumpărăturile mașină și să-l duci înapoi, mie îmi dă sentimentul că, bă, tu ești un nefuncțional în societate. Adică pe tine te doare fix în cur de noi ăștia restul, știi? Și la mulți care au sărit la ceartă, încerca să le explic frumos, bă, animalule, gândește-te în felul următor, tu vii, parchezi mașina, nu? Da, tot ok. La un moment dat, cât ești tu la cumpărături, vine unul ca tine, lasă coșul aproape de mașina ta. Poate bate vântul, poate nu știu ce, știi? Și la un moment dat coșul ăla ți intră în carosă, îți dă așa o dungă pe ușă. Dacă ție ți s-ar întâmpla chestia, tu cum te-ai simțit, my friend? Dar ce, bă, că nu-i problema mea. Și la mulți era, bă, nu te supra, poți să iau coșul și să-ți dau așa pe mașină. Păi cum adică? Păi nu știu, hai să vedem, că dacă ți-o zgâri dintr-un capăt până altul, să vedem care este reacția ta. Dar ce problema ai tu, mă, că tu am altceva în viață, n-ai de făcut? Nu, n-am. În momentul de față mi-e la cumpărături, dar pot să-mi pierd din viața mea 10-15 minute, doar ca să, nu știu, să încerc să zic că ești prost pe față, știi?
Și sper, nu, bine, sper, e mult spus că la un moment dat să sară unul la bătaie ca să poți să-l și calmești, știi? Și păi când vine poliția, dar ce s-a întâmplat? Păi totul a început pentru că ăsta e un animal. Nu știe să-și ducă coșul de aici până încolo. Eu nu înțeleg cum nu treacă, nu uită să respire noaptea. romantic cu Și vreo eu am o fată. problemă cu nesimțirea, adică pot. Mai degrabă, mai degrabă, o arzi așa. Asta merge mai bine. Ca să o impresioneze la ea, știi? Cum i-o dă Bryan Adams, mă, cum i-o dă Bryan Adams, n-ai cum să... Mă! Și dacă vrei să o arzi mult prea deep romantic, wow, I got... am o melodie pentru tine. Am o melodie care, băi, între cele mai romantice chestii pe care poți să le pui așa pe fundal când ești cu... Nici nu m-am cu ea. Gata, mă, se moaie toată fata, nu mai. Gata, uite de tot. Nu mai. Mă, fără din astea, fără din astea, fără din astea, fără din astea, am zis fără din astea, stai. Fără din... Nu, fuck off. Că astea o să cadă. Sura. O să ne chinuim aici puțin, băieți. O să ne chinuim aici puțin. Hai, du-te, hai. Hai, du-te, lasă că virgulă caz, lasă. Nu mă lua cu din astea. Bă. Nu. Nu. Că te-ai dus. Oh, Boss Joker, salut, Arhiva. Salut, Boss Joker, dar ce faci? Sper că mai bine ca mine, nu? Că eu mă cam chinu aici, mă crizez. Puțin. No. Bă, deci o să stăm aici puțin la bucata asta până trecem. Am luat acolo, doamne. Fără din astea, mă, fără din astea. Gata, mă, gata. This is it, this is the one. This is the one, man. This is the one. Bă, am